Aproape 7600 de solicitări s-au înregistrat la Serviciul Județean de Ambulanță Sălaj în ultimele trei luni din acest an. Pentru a ajunge la toate solicitările, autospecialele au parcurs peste 340.000 de kilometri. La serviciul județean de ambulanță sălaj s-au înregistrat în ultimele trei luni 7584 de solicitări. Din totalul acestora, 6436 au reprezentat urgențe. 194 au fost cazuri de transport asistat, iar 915 cazuri de transport neasistat. Echipajele ambulanței au acordat asistență la 35 de evenimente culturale și sportive. Din totalul persoanelor asistate de echipajele ambulanței, 1168 au fost copii, iar 5462 adulți. Echipajele ambulanței au intervenit la 103 accidente rutiere. De 47 de ori echipajele au fost solicitate la stopuri cardiorespiratorii, de 10 ori fiind necesară resuscitarea. În 497 de cazuri a fost necesară intervenția echipajelor cu medic. Comparativ cu al doilea trimestru al acestui an, în trimestrul al treilea s-a înregistrat o scădere ușoară a numărului de solicitări, cu aproximativ 6%. Pentru a ajunge la toate solicitările, cele 30 de ambulanțe de la Serviciul Județean de Ambulanță au efectuat în total. 340.705 km, cel mai des intervenind ambulanțele de tip B, adică echipajele cu asistent medical. În dotarea Serviciului Județean de Ambulanță Salaj există 3 ambulanțe tip C2, 21 de ambulanțe tip B1B2, 4 tip A1 sau A2 și 2 tip ACD.